armata Moscovei a lansat aproape 100 de rachete și drone de atac. Au fost vizate 10 regiuni din Ucraina, inclusiv Lviv de la granița cu Polonia și regiunea Cernăuți, care se învecinează cu județele Suceava și Botoșan din România. Polonia a ridicat de la sol avioane de luptă pentru a-și proteja spațiul aerian. Autoritățile de la Kiev au anunțat că au fost avariate mai multe centrale termice, dar și hidrocentrale. Mii de oameni au rămas fără curent electric. Rachetele rusești au lovit și un oraș din regiunea Donețk. Година було завдано ракетного обстрілу міста Миколаївка Донецької області. В ході обстрілу було пошкоджено близько 40 будівель місцевих. Удар прийшовся біля центру міста. Наразі проводяться заходи, що... Ministerul rus al apărării a confirmat atacul. Într-un comunicat oficial se menționează că armata a folosit armament de înaltă precizie, inclusiv rachete hipersonice Kinjal, pentru a lovi infrastructura energetică și sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei. După bombardament, autoritățile de la Kiev au făcut apel ca partenerii occidentali să livreze Ucrainei noi sisteme de apărare aeriană pentru a face față atacurilor frecvente cu rachete.